Bună ziua! Acesta este un podcast din concedii. Alin este și el în concediu și eu la fel. Bine ne-am regăsit. Trebuie să ne ținem de cuvânt, să ne facem apariția în viețile noastre câte jumătate de oră, măcar în fiecare săptămână, așa cum am promis. Eu sunt în România, Alin este în afara țării, deci nu are rost să vorbim despre politică, ce se întâmplă la nivel local, evenimente din Botoșani, deși ar fi o groază. Pentru că nu ar fi corect din partea noastră ca și jurnaliști să ne dăm cu părerea atât timp cât nu suntem acolo, dar putem vorbi despre concedii, ce poți face, unde poți merge, cum este România din punct de vedere al concediilor și cum este Bulgaria, unde este Alin sau azi, cum sunt alte țări, dacă se merită să rămână aici sau dacă se merită să mergi acolo. Salut, Alin! Cum ai găsit Bulgaria? Știu că tu ești fan. Eu m-am gândit așa că noi în Botoșani suntem ca, știi, bancul ăla cu ciobanul care se trezește dimineața pe vârful muntelui, se uită în jur și zice, băi, dar departe mai stau. Da. Noi cam așa suntem. Stăm departe și ca să mergem în concediu cu mașina din Botoșani, din bucată, putem merge în România pe litoral sau în Bulgaria pe litoral. Ca să ajungem într-o zi, să nu facem 2 zile jumate pe drum dus, 2 zile întors. Exact. Și atunci am zis că hai să vedem cum e în România, cum e în Bulgaria acum, pentru că lucrurile se schimbă, unde e mai bine, nu e chiar roz nici în Bulgaria, dar să încercăm să ne povestim experiențele și oamenii poate aleg unde merg în concediu dacă n-au ales deja, dacă nu aleg la anul. Da, eu de experiențele, dacă ar sta să le povestesc, n-ar încăpea podcastul ăsta pe hard disk cu calculatorul, deci n-ar avea. Dar am să fac așa pe scurt, pur și simplu eu nu mai recunosc țara asta din punct de vedere al calității umane și din punct de vedere al lăcomiei. Eu nu spun că România e o țară frumoasă. Deci eu am plecat din Botoșani acum o săptămână, am stat în Sibiu 3 zile, din Sibiu am venit în Constanța, la Techeri, eu sunt cazat. S-a putut merge pe Valea Oltului doar noaptea. Am plecat noaptea, într-o oră am ajuns de la Sibiu la Râmnicu Vâlcea sau o oră și puțin. Însă am avut tot soi de experiențe neplăcute, în special în partea de litoral a țării, să spun. Aici, în Techeri, ne-am găsit, nu știu cum să spun, lumea e pusă pe căpătuială. Nu știu, bă, aici cel puțin, la hotel, dacă ar fi să scriu un review, hotelul foarte fain, personalul foarte amabil, camera foarte confortabilă, dar în schimb, serviciile, restaurantul, masa, împrejurimile, nu poți să dai 2 bani pe ele. Ca să dau un exemplu, Alin, un ou fiert în regim de restaurant costă 10 RON, care le Da. 75 de bani de la magazin. Hai bun, dai un ou prăjit la fel, un ochi, tot 10 RON. Chiar azi dimineața am mâncat 2 ochiuri, pe lângă faptul că au costat 20. Nu e vorba de bani, e vorba de principiu, să ne înțelegem și să știe și spectatorii. Mi-au adus 2 ouă prăjite cum nu le-ar fi făcut niciun copil de 4 ani. Erau întinse așa prin fără. M-am uitat și eu la ospătar, știu că el dar nicio vină, el care marfa de la bucătărie la masa clientului și am zis, pe bune chiar bucătarul nu știe să facă 2 ouă, orice e mai ieftin se pune în vânzare în restaurante, pe plajă, în chioșcuri. La chioșcuri de pe plajă nu te poți apropia, practic, trebuie să fii cu bani mulți la tine. Dacă mai ai și 2 copii, pe lângă tine, cum am eu, copiii, prietenii mele, trebuie să fie înarmat cu niște bani, pentru că copiii au nevoie, bă, înghețată, sucuri, apă. N-a existat o zi la plajă fără 100 de euro de cheltuială. Plus de asta, aglomerație foarte mare. Nu spun fenomenele meteo, căldură, sau, dar aglomerație, manelism, țigănie și foarte, foarte mulți oameni care caută să profite de tine. Asta am văzut eu în concediu în România. Este primul concediu în România care îl fac, cred că, după vreo 7 sau 8 ani. Tot am mers și eu, cum merge lumea, prin Grecia, prin Cipru, prin Turcia. Dar cred că următorul concediu care o să-l fac în România, tot peste 7 sau 8 ani o să fie. Pentru că nu se merită, măcar dacă dai un ban, măcar să știi pe ce îl dai. Nu Investești recomand. tu de ce de bani. E vorba și de bani, totuși, că de-aia venim în Bulgaria. Trebuie să povestim. Eu vin în Bulgaria, cred că de vreo 20 de ani. Cel puțin o dată pe an, dacă nu de două ori.
Nici în Bulgaria lucrurile nu mai sunt așa de roz ca pe vremuri, dar Bulgaria a început să facă turism cu nemții. Nemții au învățat, le-au școlarizat personalul și după ce nemții au renunțat, când au văzut că bulgarii sunt tot balcanici, așa ca noi, nu sunt altfel, nemții, când au renunțat nemții, s-a stricat un pic și la Bulgaria, s-au rămas urmele, oamenii ce au învățat, există politețea, prețurile sunt decente, dar sunt probleme. Eu am stat în Balcic acum o perioadă și după aia am plecat în Sanibici. Acum stăm în Sanibici, care e un fel de Mamaia Bulgariei. Ei, aici este extrem de aglomerat, cum spui tu. Este ceva ce n-am mai întâlnit la bulgari. Gunoi pe plajă dimineața, enorm de mult. Deci de obicei bulgarii îl strângeau cu niște tractorașe. Acum sunt niște bătrânele obosite care strâng cu mânuța gunoiul lăsat lângă coșul de gunoi cu zilele. Evident, zeci de pescăruși care umblă pe lângă tine căutând prin gunoi mâncare. Deci parcă ești în păsările lui Hitchcock. Nici eu nu mai vin aici niciodată. Dar în rest prețurile sunt decente, oamenii sunt civilizați, politicoși, chelneri, ospătari, recepționeri. Ei, Asta pot să zic eu. O să și încercăm aici. să zicem așa pentru oameni, că probabil insulele de normalitate sunt și în România și în Bulgaria. Însă diferența e foarte mare, asta vreau să zic și închei. România, cred că are 150 de kilometri de litoral, Bulgaria are peste 700, 720, dacă nu mă înșel. Deci, la Bulgaria chiar ai de unde alege și cu siguranță sunt locuri Categoric, faine. da. Dar uite, ai spus o chestie foarte mișto. La început, bulgarii au pornit treaba cu turismul cu nemții, cu cei de la TUI, dacă nu mă înșel, cu agenția nemțească, și investitorii în hotelurile bulgărești au fost tot germani. Românii n-au început cu nimeni. Din păcate. Nu te aud. Da, românii n-au început. Au început cu localnicii, cu investitorii locali și știm cum s-a terminat. Asta s-a terminat cu litoralul care arată așa cum arată. Dar noi trebuie să povestim toată nebunia asta de pe litoralul românesc. Eu știu că anul trecut am fost cred că la Eforie Sud, când m-am întors din Bulgaria, am rămas la niște prieteni la Eforie Sud. A durat o oră jumătate cazarea. Nu mergea, nu știu ce. Niște tipi scriau într-un registru. Am stat o oră jumate pe hol cu bagaj. Incredibil. Aici la Bulgaria a durat 2 minute. Dați-mi buletinele, poftim, mulțumim, la revedere, poftim cheia, poftim locul de parcare, ne vedem când plecați. Asta e diferența. E gigantică, e uriașă. Da, aici. Deci, de ce există bonuri de vacanță? Aici o chestie foarte Bonurile bună. debalansat complet turismul românesc. Calitatea nu mai importă, de-aia au apărut bancuri, când întrebau în Mamaia, un coleg de-al meu povestea la restaurant că îi spunea chelnerul, dar ce vă enervați așa, costă 300 lei o friptură, dar plătiți bon din bonuri de vacanță. Stai puțin, dar Tot bonurile bani. alea tot eu în copac cu bonuri. Exact. Deci, acum sunt bancuri, că zic că dacă în Mamaia, dacă vrei să comanzi felul 2 la restaurant, îți trebuie un girant și nu stă. Și cu bonurile de vacanță e o problemă. M-am întâlnit cu colegi din presă, chiar m-am întâlnit cu fostul jurnalist Adrian Șovodo, chiar ieri, care intenționa să-și plătească concediu cu bonuri de vacanță la restaurant, să-și plătească masa. Cu greu, cu Zicem voucher. corect. Cu greu a găsit o locație care să-i primească voucherele. Marea parte a locațiilor, știi cum procedau? A, aveți vouchere de vacanță? Ok. Dar să știți că la noi masa este numai all you can eat, costă 100 de lei de persoană. Deci te obligau să mănânci de 400 de lei. Altfel nu-ți primeau bonul de vacanță. Poți să mănânci 4 persoane, 2 copii și 2 de 400 de lei. Pentru că este foarte mult până la urmă. Dar, în fine, a găsit. Ideea este următoarea. Noi nu știm să profităm absolut deloc de clienții pe care îi trimit agențiile de turism. Hai să-ți spun care a fost țeapa, de fapt, care am luat-o eu. Când am cumpărat biletul, eu merg tot timpul prin această agenție de turism din Botoșani. Nu am niciun reproș la adresa ei, pentru că m-au trimis într-un loc pe care eu l-am cerut. Pur și simplu.
Am avut pretenția să am 3 mese asigurate pe zi, nu ascund. Am vrut și eu să văd cum e la sanatoriu, la Techergirl, să stau și eu câteva zile să fac împachetări cu nămol, pentru că am și eu o vârstă și spune și vârsta cuvântul. 3 mese pe zi. 3 mese pe zi a fost pachetul. Când am ajuns la hotel, masa a fost de fapt această cartelă care erau niște bani pe ea, da? Nu știu cât. Pe asta spune că erau 1820 de lei. Și ne-a spus în modul următor, sunt și 7 mese pe zi. Luați cartela asta și mergeți și mâncați la restaurant când vreți și cât vreți, de câte ori vreți. Dar la restaurant au niște prețuri. Eu s-ar pusti, na, ce să-ți mai spun, că pe lângă 10 lei, o cafea, 16 lei, o bere Suceava, 15 lei. 15 lei o bere Suceava în condițiile în care la Botoșani, la baruri, o bere Suceava este 4 lei. De la 4 lei, înțeleg, litoral. Pui un preț mai mare, dar nici adaosuri de 1000%. Problema este că eu sunt convins că statul ar trebui să intervină în politica asta a adaosurilor. Știi cum e acum cu adaosurile la fisc, la comercianți? Comercianții au obligația să-și declare adaosului care le practică la ANAF, la filele județene la ANAF, unde sunt ei înregistrați, în care spun, adaosul practicat de către unitatea noastră comercială este de 60% și trebuie să te încadrezi în adaosul ăla. Dar ANAF îți dă voie să spui adaosul practicat de unitatea noastră comercială se situează între 0 și 1.000.000%. Ei, și atunci pui ce prețuri vrei tu. Nimeni nu spune nimic. Dacă ești proști, duci să dai 100 de euro pe omletă, aia e, dai. Nu, e, e, e. Eu zic că ar dispărea asta în momentul în care ar fi obligat să afișeze acest adaos comercial la fiecare produs. Eu cumpăr un pachet de biscuiți, adaosul este 300%. Când eu văd că adaosul este 300%, nu mai cumpăr. Nu cred că intervenția statului, eu nu cred în intervenția statului, economic va rezolva asta. Am uitat să zic încă o chestie aici în Sanevici. Este extrem de aglomerat și este plin de români. Nu doar români. Moldoveni din Republica Moldova au început să apară, ceea ce nu am mai văzut în Bulgaria. Enorm de mulți din zonă, pentru că toate vacanțele s-au scumpit, inclusiv turcii au scumpit. Bulgarii au scumpit, dar mai puțin, și au tras pe toată lumea. Foarte aglomerat, însă românii au debalansat un pic și turismul bulgăresc, pentru că eu am început să vin în Bulgaria acum, 15-20 de ani convins, când am văzut că prețul este dublu la români. Acum a trecut mult de dublu și toți românii care nu au bonuri de vacanță, ceea ce e o păcăleală, îți dai seama, sunt doi oameni care au 3.000 de lei bonuri de vacanță, mai pun 2.000 de lei, și se duc cu 5.000 de lei și stau o săptămână la mare, cu 5.000 de lei stai o lună la Bulgaria, la un hotel echivalent cu cel unde stai în România, că sunt hotelurile alea vechi și amărâte. Deci nu, aici eu cu 300 de lei mănânc de 2 ori pe zi, mănânc 2 oameni. Mănânc înseamnă mănânc un fel sau două de mâncare, beau o bere, o bar de vin. Deci prețurile sunt decente, nu e inuman. Nici dacă vrei să mănânci ca în România, sunt crâșme de lux unde poți mânca și ca în România. Însă, ideea este că sunt crâșme de lux. Ca în România, aici, acolo, mănânci la pigi tava cu banii ăștia. Exact, Eu ca vorbesc de Pigitava. restaurant. Crâșmele de lux sunt Mamaia. Crâșmi de lux în Eforie Nord, în Eforie Sud, în Techergirl, nu prea există. Sunt terase, bărulețe, în Pigitava, pub-uri, ce vrei tu, dar nu crâșmi de lux. Altceva, mie să nu creăm noi un model în turism și să înceapă celelalte țări să-l preia, să găsești modelul românesc și în Bulgaria, și în Grecia, și în Cipru. Nu știu, avem o țară așa frumoasă, de ce Dumnezeu nu știm să facem turism? Încep să și în Bulgaria. Deci eu găsesc, cât ți-am povestit, gunoi pe plajă, mă duc să cumpăr de la supermarket, să plătesc cu cardul și îmi spune că nu e adevărat. Costă 30 de leva, dar trebuie să mai iau 34, pentru că este un comision de la bancă. Hai mă, fugi și te ascunde. Deci asta chiar trebuie să știi. Nu cumpărați niciodată. Comisionul e zero la cumpărare. Ci pune la el are înțelegere cu banca. Ceva se întâmplă. Aici Niciodată nu există. Deci, bulgarii sunt o balcanici, sunt de-ai noștri. Când i-au ținut nemții în frâu, a fost ok. Acum începe să nu mai fie așa de rău. Începe să devină ca la turci.
Iarăși un pont de reținut. Hotelurile de 2 și 3 stele unde nu ați fost, ar fi bine să le evitați. Dacă știți un hotel de 2-3 stele unde ați fost și e ok, mergeți. Dacă nu, începeți fiecare la turci unde hotelurile normale, încep de la 4 stele încolo. Dar Și la bulgar. eu stau într-un hotel de 3 stele, sunt în camera acum, na, cam așa arată camera într-un hotel de 3 stele în Tekirdağ. În schimb, vreau să povestesc o experiență vis-a-vis de... Și știu cum arată. Știu că e ok. Sunt hotel de 3 stele care arată groaznic, ca Da? și cele românești. Da, o experiență la hotel foarte interesantă, ajung în cameră, nu funcționa televizorul. Și, adică funcționa, se vedea cu foarte mulți purici. Mă duc la recepție și întreb, aveți pe cineva, puteți anunța să vină cineva să vadă la cablu, dar da, dumneavoastră nu puteți mișca cablul din spate la televizor să vedeți cum se... N-am venit în concediu să repar televizor, chiar nu, mă gândesc. Până la urmă tot am stat și am fixat cablul ăla în spate la... Da, ne de, știi cum se întâmplă, nu așa, să ne imaginăm așa, avem un restaurant care este full tot timpul. De ce aș îmbunătăți ceva dacă el e full tot timpul? Asta e Asta problema. au fost vacanțe din Asta e turism. problema și chiar și în Botoșan, dacă stai să te gândești la restaurante și la crâșme. De ce să fac eu alte meniuri de la an la an? De ce să aduc eu de la an la an niște îmbunătățiri dacă lumea oricum îmi vine așa? Hai să luăm Deci asta... Botoșan, exemplu teraselor unde se duc toți oamenii și beau bere. Sunt terase care n-au mai schimbat un scaun sau o masă de 20 de ani. Sau interiorul sau ceva. Dar cu toate astea, ele sunt pline, funcționează lumea acolo. Nu știu. Deci, economic. Probabil mâine mulțumim cu puțin. Da, Probabil mâine economic. mulțumim. Economic. Chestiile astea le rezolvă economia. În momentul în care apar, cum au apărut și în Botoșani, chiar unii restaurante mai faine și lumea a început să meargă acolo, cei din jur încep și ei să hai să facem, să dregem, să încercăm. Eu am văzut perioade la bulgari când li s-a terminat colaborarea cu TUI. Chiar eram la nisipurile de aur când se închidea câte un hotel la 3 zile. Pur și simplu nu mai aveau clienți. Dacă nu vin nemții, nu ai turism. Și se închideau hotelurile. În anul următor au venit cu o ofertă foarte avantajoasă, servicii foarte faine. S-a sucit treaba. Acum au început iar să o ia la vale. Probabil după anul ăsta o să aibă iar o cădere a numărului turiști. La anul va fi mai bine. Și știi ce am mai sesizat? Fac ceva. Pentru că fără turism e nasol la ei. Noi, la noi, nu știu ce s-ar mai putea face atâta timp cât sunt bonuri de vacanță. Vouchere sau cum le zice Vouchere lumea. de vacanță. Știi ce am mai sesizat iarăși un lucru aici în zona litoralului românesc? Nu există niciun fel de regulă de urbanism. Sunt construcții peste construcții, tarabe peste tarabe. O tarabagea. Am fost ieri în Costinești, de exemplu, au vrut copiii să vadă parcul, distracție de acolo. Deci eu n-am mai pomenit așa o tarabageală ca în Costinești nicăieri. Mi-aduc aminte Costineștiul când mergeam eu știu, în vacanțe, când eram elev sau student. Era cu totul, avea un farmec. Acum nu vreau să par nostalgic, era mai fain aici și acum e mai urât. Dar totuși, nu erau tarabile alea, că camere fără aer condiționat, acum ajung tineri să umbli în pielea goală pe stradă. Serios, am văzut oameni aproape în pielea goală. N-ai... E mare, înțeleg, dar totuși fii ăla cât decent, că vin familii cu copii, vin alea. Mă uitam chiar și la cazul ăsta. Eu n-am nimic cu oamenii care din punctul meu de vedere, oamenii pot să îmbrace orice. Mă uitam la cazul ăsta, care acum în România, cu profesorul de la Universitatea din București, care a venit îmbrăcat în femeie. Da? Totuși, e o chestie nasoală să vii îmbrăcat în femeie la examen în fața unor studenți. Du-te îmbrăcat în femeie la o petrecere între cunoscuții tăi. La piață poți să mergi îmbrăcat în femeie. Dar totuși, universitatea aia ar trebui să aibă un cod de conduită unde să scrie că bărbații... Dar dacă omul, eu știu, nu știu detalii, sincer să fiu, dacă omul scoate de femeie, poate să meargă îmbrăcat de femeie peste tot timp când nu umblă pe la goală. Poate asta e pasul următor. Cum s-a Dar, ajuns? Cum s-a ajuns aici? da, Întreb. asta e o problemă. S-a ajuns aici, na, datorită corupției și mafiotismului fiorător din litoralul românesc. Așa s-a ajuns. Și tot, cum să zic eu, Ionuț, lumea trebuie să înțeleagă foarte bine, că noi, eu cel puțin știu că am urmărit, am vorbit inclusiv cu primari din Bulgaria, ai Balcicului, tot mafioții au făcut și litoralul bulgaresc. Ei au colaborat cu nemții, ei au colaborat.
Dar cu timpul, autoritățile locale au intervenit și au pus piciorul în prag. Nu se construiește așa sălbatic, nu se face așa, nu se... Sunt o grămadă de locuri unde poți să mergi. Ce faci tu dacă plouă? Unde te duci? Stai în cameră și citești. Păi astăzi, cum ar fi când se difuzează podcastul, să anunțe ploaie. Nu știm dacă o să plouă sau nu. Zic ăștia că va ploua toată ziua. Posibilități. Când m-am cazat mai târziu, mi-au zis că nu e gata camera, să revin în 2-3 ore. M-am urcat în mașină, am mers 19 km cu mașina pe un drum expres, să înțelegem, două benzi pe sens, în Burgas, la o expoziție de sculpturi în nisip, care funcționează și să nu îți imaginezi că sunt niște maimuțeli. Nu, sunt niște sculpturi că am pune pe la etajul 1 a unui bloc, 1 și ceva, cred că au lucrat cu schelii la el. Și am zis, hai să vedem chestia. N-am mai văzut niciodată în viața mea așa niște sculpturi absolut imense la care au lucrat, după aia au pus nu știu ce substanță ca să-l țină Să nisipul ăla. Cât e festivalul lor acolo. Mai mă duc la eu știu, o faleză unde e un fel de grădină botanică. O grămadă de chestii. Ai ce face. Ei, Ai ce face. aici n-ai ce face. Ai posibilități de distracție 3. Plajă e prima posibilitate și încă au și niște, au pus acum, am fost ieri la plajă în 2 mai, pardon. Au și niște poante, așa, nu știu cum, ca să ai un corp bronzat perfect, trebuie să îndeplinești două condiții. Ci că prima ar fi să ai un corp și a doua să mergi la mare. Ar trebui să râzi la o chestie din genul ăsta, știi? Au tot soiul de din astea, cum se cheamă, ce făcea Poptămaș și Teo, pasaje așa mobilizatoare, hai la plajă, hai nu știu cum. Nu, posibilitățile de distracție sunt 3 mari și late. Plajă, tiri bombe sau seara în cluburi, baruri, discoteci. Altceva nu ai. Nu ai niciun muzeu, nicio. Bun, astăzi am înțeles că începe un festival de film și teatru pe la 2 mai. Probabil o să mă duc și eu mai de seară pe acolo să văd ce se întâmplă. Chiar n-ai ce face altceva. Ajungi, se notează afară, stai în cameră. Fine, nu neapărat culturale sau, dar chiar ai ce face. Deci, din păcate, eu, părerea mea personală, eu nu sunt expert în turism, este că litoralul românesc trebuie să reinventeze cumva și trebuie să lucreze împreună. Nu știu dacă vorbești, o să vezi vorbești cu proprietarul hotelului în care stai, îl urăști pe proprietarul hotelului de peste drum. Probabil Românii că trebuie să înțeleagă între ei. Ai competiția nu este între ei. Ei au competiții cu turcii, cu bulgarii, cu grecii, cu albanezii mai nou, care au un litoral foarte fain și foarte ieftin. Când vor înțelege asta și vor lucra împreună, atunci Bulgaria așa au început. Deci, plaja era curățată pentru că toate hotelurile plăteau o sumă de bani și o firmă venea contractora și curăța plaja perfect. Când se va întâmpla și în România chestia asta, probabil va atrage turiști. Dar, repet, dacă ei vin și aici aglomerația asta din Sanevici, mi-aduce aminte de pe vremuri, știi cum era la Eforie în Nord, când erau 10 centimetri între cerșafuri, așa, n-aveai bun de merge la mare. Așa aglomerate aici. Și oamenii au zis, domnule, a devenit, că am vorbit cu câțiva, a devenit mai scump, prea scump pentru mine să merg în Turcia, lucrez în privat litoralul românesc, iese din discuții, dacă nu ai bonuri de vacanță, n-ai ce căuta acolo. Îmi pare rău pentru tine, dar asta e situația, așa stau lucrurile. Și atunci, singura opțiune este Bulgaria. Ca Da. să vin repede, întorc într-o zi, să vin într-o zi, să merg într-o zi. Sau mai avem un tur Asta e. în interiorul țării, pentru că până acum am discutat despre litoral. Dar uite, Sibiu face parte tot din România. E o diferență de la cer la pământ. Nu spun că Sibiu e un oraș ieftin, că ne-am referit la prețul, ne-am referit și la capitolul prețul. Nu e un oraș ieftin. Pentru turiști e un oraș foarte scump, destul de scump, zic eu. Pentru localnici care își fac cumpărăturile pe la magazine de cartier, care știu locuri de unde se mănâncă ieftin, mai în alte zone non-turistice, îi trăiesc acolo, să obișnuiți, ca la Botoșani. Știm și noi locuri unde să mergem să cumperi mai ieftin sau să cheltui mai puțin bani când ești cu cineva. Dar măcar serviciile, calitatea locurilor unde poți duce și poți vedea ambientul, oamenii, sunt altceva decât aici în Constanța și tot în România. Ei, de ce la Sibiu se poate și în Constanța nu se poate? Asta vreau Pentru să întreb. E o chestie de mentalitate sau pur și simplu aici vine prea multă lume și hai să ne batem joc de ea?
Nu prea multă lume anunță. Avem 150 de kilometri litoral pe care să înghesuie o țară întreagă. La Sibiu nu se înghesuie o țară întreagă. Când se va înghesui o țară întreagă la Sibiu, o să vezi că nu mai e așa fain. Cam cum e Clujul, știi? Când e o destinație foarte căutată și o să vezi că la nu mai scapă cât de ceva. Nu mai e așa ok. Cam cum e la Bulgaria acum. Când au văzut că lumea dă năvală, Puhoi, efectiv, au mai lăsat din calitate. Lasă că mergeți cu gunoi. Mergeți așa. Dacă Mergeți cu gunoi. tot se vinde, nu e nicio problemă. Ful aici, uite, n-ai unde pune un cerceaf. Este, e gunoi, stau pe gunoi. Nu e nicio problemă. Se descurcă. Poate numai s-a lipit situația asta, dar pentru că am fost la Balcic și acolo era curată, plaja era ok, era frumos. În schimb, litoralul bulgăresc are alte probleme. Invazii de meduze. Și aici sunt alge Nu și sunt. meduze. Sunt din alea care ustură când treci pe lângă ele. Nu sunt cât capacul de la budă, dar cam jumătate sunt. Și atunci statele mari sunt preferate pentru că au plase. Și opresc algile care sunt în surplus în România, pe litoralul bulgăresc nu sunt, opresc algile, meduze. Așa opreau și aici la Samebiș, dar probabil s-o fi rupt plasa aia, cine știe. Că după amiaza apa mării este foarte murdară, vine de undeva. Deci sunt imperfecțiuni și aici, dar ideea este că bulgarii le rezolvă de la un an la altul. Ideea este că Pentru că turiștii care vin, în cererea de turism. nici în litoralul românesc, hai să nu înțeleg, nu toate plajele sunt. Plajele private sunt foarte în regulă, sunt curate, sunt cu șezlonguri aranjate. Șezlongurile nu țin cont de lege, nu lasă zonă pentru pus prosoape sau altceva. Unul lângă altul, ca să încapă cât mai multe pe bucățica aia de plajă, iar prețurile pentru un șezlong pornesc de la 10 și pot ajunge până la 20-30 de euro la Mamaia, dacă vrei, fără să, pe zi, fără să includă nimic. Eu știu, o apă sau o bere sau, nu știu, o înghețată, dacă ar fi să fie. Dar măcar ai o plajă curată în zona privată. Dar, în schimb, te nebunești de muzica de la bar, aglomerația, romii care vând porumb, care vând gogoși cu 7 feluri de umpluturi. Mai nou au început să vândă pe plajă chilot, șosete. Dacă ai vrea să dormi pe plajă, n-ai avea nicio șansă. Chiar uitați-vă, aici e o diferență foarte mare. Pe plajă la Bulgaria, liniște. Nu Este e o liniște. muzică plină de la și Sani Bici, o stațiune zgomotoasă. Are cluburi de noapte, are tineri foarte mulți. Are. Dar de obicei o muzică în surdină pe la un bar undeva și turiștii români, ruși, care urlă unul la altul foarte tare. Dar în rest e liniște. Nu sunt tip cu megafoane, dar alea nu dați banii prostii, faceți poze la copii. Banane la Există. copii. Nu există vânzători de bilete de spectacol. Nu sunt Ah, așa ceva. ai pomenit de spectacole. Spectacole, aceleași spectacole care le știi când ai fost tu la mare, când erai mai tânăr, așa cum. Acelea sunt și acum. Manele, Ștefan Bănică Junior, la câteva foarte rare. Nu, n-ai ce face. Niște teatre de vară, nu cred că au schimbat scaunele de pe timpul lui Ceaușescu. Chiar Păi, au ce fost, da? spectacolele de genul ăsta le se denumea între ei, le spuneau șușe. Pentru că se ducea un, eu știu, Stella Popescu și făcea 10 minute de glume la Mamaia, după aia se muta la Eforie, după aia la mai într-o seară făcea 5 spectacole și mai pleca la București. Știi care e chestia? Sau Ce am văzut și acum să vorbim puțin la modul general despre concedii. Ce am văzut la lume, la români, este că acceptă toate aceste lucruri. Și asta e o chestie foarte nasoală din punctul meu de vedere. Oamenii cred că așa trebuie să fie. Oamenii care n-au mai văzut altă țară, care n-au fost, care nu și-au permis concedii în niște locații care au plaje sau hoteluri cum scade. Ei cred că așa e turismul, așa trebuie să fie, așa e peste tot, nimeni nu face scandal, nimeni nu se supără, toți stau frumos la rând, zici că suntem în cartea aia de Orson Welles 1984, și adică toți sunt cenușii, așa nu știu cum, stau la rând, duc tăvița, împing borșul de fasole, ajung la casă, plătesc 35 de lei, aia e.
cum să dai 35 de lei pe un borș de fasole care e fasole la conservă cu niște cel mai ieftin Kaiser posibil care l-au găsit la un supermarket sau la un angrosist, l-au tăiat în bucățele, au pus un morcov și s-a dat borș. Nu se poate așa ceva. Și da, lumea e Da, am auzit. mulțumită. Lumea e la mare, e la soare. Da, am văzut stilul ăsta, din păcate. Din păcate, trebuie să ne schimbăm și Dacă, noi aici. dacă vrei să faci scandal, să-i spui vânzătoarii ceva, te ăla din spate, hai domnule, bă, eu timp de scandalul tău, ia-ți borșul și du-te la masă. Nu. Deci, nu o să putem niciodată să facem turism în România cu oamenii care practică turismul din România. Metoda e foarte simplă. Nu mai merg acolo. Eu așa am procedat. Eu când am fost la Eforie Sud și am stat 2 ore jumate ca să mă cazeze doamna aia să dorm o noapte, atât, o singură noapte am dormit. Deci nu, să stau de vorbă cu colegii mei și a doua zi am plecat. Și i-am zis, doamnele, nu mai vin la dumneavoastră nici dacă mă chemați gratis. Niciodată. Nu mai calc pe aici. Da, Asta e. în schimb vreau să dau notă maximă sanatorului din Tekelgyor, când condițiile sunt chiar de 5 stele, la modul cel mai serios. Nu-ți recomand să mergi acolo, că asta ar însemna Asta să ai probleme. Dar formularistica de înscriere pe lista de tratamente a rămas aceea. Cum să te întrebi la sanatoriu starea civilă? Ce-l interesează pe medicul ăla la care te duci că te doare spatele, care e starea ta civilă sau ce meserie ai și cum se cheamă firma la care lucrezi? Atât timp cât tu nu ai mers cu bilet de la medicul de familie, cu, prin casa de ai plătit biletul pe tratament cât costă, aia e, freacă-mi spatele, fă-mi procedurile, lasă-mă cu unde lucrez și dacă sunt căsătorit sau nu. Sau, nu știu, se uita la mine și spunea, domnul Poclin, așa e regula, n-am ce face. România a rămas țara dosarului cu șinelul. Probabil sunt formularele vechi din 1975 și nu s-au mai schimbat. Asta sunt. Când nu aveai voie să dormi decât cu soția și eventual copiii dacă erau minori. Chestii din astea. Deci noi ne-am obișnuit cumva, așa am văzut. Din păcate, nu cred că așa rău cum e aici la bulgari, să zicem, rău față de ce am văzut eu la bulgari, că eu am stat în condiții excelente, aproximativ în același loc, deci în Sani Bișvina a treia oară, nu e prima dată. Însă aș alege Bulgaria. Nu, Dar păi nu, păi clar. tu să aibă, repet, vouchere de vacanță. Și sunt legați de mâini și de picioare. Dacă vor să meargă la mare, nu au bani decât folosind acele vouchere de vacanță să ajungă la mare. Iarăși eu cred că economic va rezolva chestia asta atunci când poate, probabil vor dispărea voucherele astea și oamenii vor zice, stai mă, că mă duc la Bulgaria la jumătate de preț Da, și nu stau la. înțeleg, statul de ce nu le dă bani și dă voucherea de vacanță? Până la urmă tot bani sunt, ei le decontează, tot statul le decontează. Și au făcut ei socoteala să duc în contul de turism, care cont de turism are o pietre înfiorătoare și e altceva când spui, domnule, uite, statul dă voucher, tu ai voucher, ai un card, ai un, știi cum patronul care vrea să-și țină angajații în frâu, în ziua de salariu îi cheamă la el în birou și el cu mânuța lui le dă salariul în mână. Cam așa procedează și statul român. Că, într-adevăr, ar putea să dea bani, dar aia s-ar pierde prin salariu, ar fi altceva. Așa când îți dă un card. Chipul pentru dezvoltarea turismului românesc, îți voucherul ăsta de vacanță, să faci turism intern. Ok? Absolut. În Da, momentul în care turismul. dai, în momentul în care dai aceste vouchere de vacanță, de ce tu nu stat român? Cum să spun eu, dai o licență celor care pot să uzeze să încaseze aceste vouchere de vacanță. Trebuie să ai niște condiții minime de cazare, de confort, de ai niște clasificări sau statul român, de ce nu se duce să verifice? Are clasificări la hoteluri, de o stea de 2, de 3, de 4, de 5, la pensiuni de margarete, dar nimeni nu cred că verifică dacă aceste stele sau margarete sunt, nu știu, aici de pildă 2 zile n-am avut apă la chiuvetă. Prima zi când am venit, nu mergea fionul. Cu televizorul ți-am spus, trebuia, nu, fion nu pentru mine, când am nevoie, acum, să nu se creadă. Trebuia să repar eu televizorul, frigiderul hâria. Când i-am spus lui aia de la recepție, s-a uitat așa la mine ca și cum, na, și ce vrei să fac eu? Toate Da, astea asta sunt în preț, nu? sunt probleme românești, nu? Deci, ca de obicei în România, legile există.
pentru toate astea, legile există. Trebuie cineva să le și aplice. Asta e Exact, tot. trebuie cineva să le și aplice. Cineva să le și aplice. Asta e. Din păcate, nici eu nu pot recomanda, așa cum nici tu, un concediu în România, pe litoral, nu știu, în altă parte, posibil că da, doar așa chitituit. De pildă, eu am fost la Sibiu chitit să văd o piesă de teatru. Aștept de foarte mult timp mi-am dorit să văd Faust, o piesă de teatru, tu știi subiectul de Goethe. Foarte mișto piesa, am stat 2 zile, dacă tot bați drumul până la Sibiu, măcar să vezi și Sibiu, și am venit la mare. Dar este clar că la mare în România nu voi mai veni niciodată, dar în Sibiu voi mai veni, e mișto. Chiar și Brașov, Cluj, chiar și în București poți să-ți faci un concert, un weekend de câteva zile, 3 zile, ai ce faci în București, e plin de spectacole, de acțiuni, de manifestări, meciuri de fotbal, ai activitate. Aici nimic, vii cu copiii, mergi la plajă, dormi la prânz, mănânci masa de după amiază, te mai duci 2 ore la plajă, vii în cameră și te culci, asta e tot. Dacă ai bani, te duci la Costinești și te dai în farfuria ta, gadam. Altceva, mai ce faci? Da, cam asta e din păcate. Ei, na, se presupune că vii la mare, dar să spui că e fain Ardeal și așa, o fi, însă eu vara, mie îmi place mare. Eu vara vreau să merg la mare, să fac plajă și mai în mare, nu în piscină, că piscina este și la Cornișa, la Bodrujani. Nu stau la piscina la Cornișa, dacă Sau eu vreau. toboganele. Da, într-adevăr, evident, diferența e foarte mare între România și Bulgaria. Tot Bulgaria aș propune și eu dacă e de mers cu mașina, dar cu grijă. E bine să vă informați înainte unde mergeți și cum e acolo, că s-ar putea să aveți surprize și să vă stricați concediul. Da, haideți să facem și recomandarea cu cartea săptămânii. O ai tu cu... Eu, e rândul meu, nu? Da. Bine, Ok. și eu splin de cărți pe aici, dar te las pe tine tu la asta. Deci, recomandarea de astăzi este, o să o vedeți pe ecran, coperta, Tom Nichols, un profesor universitar american, și cartea se numește Sfârșitul competenței, la editura Poliroma, apărut, cred. De fapt, titlul în engleză e Death of Expertise, mie mi-ar plăcut mai mult tradus așa, Moartea Expertizei. Pe scurt, despre ce e vorba? De ce am ajuns să credem, să cred eu, că părerea mea de profan în ale televiziunii, să zicem, este egală cu experiența ta de 15 ani de producător și realizator de televiziune. De ce s-a ajuns la situația asta? De ce am ajuns să credem că ne pricepem la fel de bine ca un expert? E vorba, evident, și de sindromul ăla Dunning-Kruger, în care ne credem toți la fel de deștepți, până când începem să învățăm și ne dăm seama cât de proști suntem. Vrei să-ți dau răspunsul meu la Zic întrebarea asta? eu, și lămuritoare din Vrei să-ți multe dau puncte. un răspuns la întrebarea asta? Am ajuns să credem că ne pricepem la toate, de la același motiv din care am ajuns să avem numai drepturi și nu și obligații. Da, posibil. Asta e și una din ele, că avem dreptul de a învăța, dar cred că ar trebui să băgăm și obligația de a învăța, ca să știm. Da. Exact. Oricum, mie mi-a plăcut foarte mult cartea, extrem de fain explică cum s-a ajuns, care este aportul școlii în asta, al internetului, al părinților care își apără prea mult copii. Eu zic că e o lectură extrem de interesantă. Da, eu îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp să dialogăm și săptămâna asta. E destul de complicat, probabil o să fie niște probleme cu sunet. Vedem noi cum facem. Săptămâna viitoare ne vom revedea în studio. Vom face un podcast tot așa rapid, pentru că concediul meu încă mai continuă, vreo săptămână. Abia după aia voi fi în Bucureștiu până la finalul anului. Și voi fi Eu voi plecat. fi. Așa și punem punct emisiunii de astăzi, întâlnirii. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. La revedere. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu uitați, joia de la ora 19 ne găsiți pe canalele noastre de YouTube la Monitorul și Botoșani Necenzurat, pe pagina de site-ului, pe pagina de Facebook. Și ne veți găsi, sper, în fiecare joi, începând cu ora 9. Cine vrea să La ne găsește cu siguranță. La revedere! revedere!